Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Interviul săptămânii. Așa cum v-am promis, mai sunt multe de zis, mai sunt multe de descoperit și mai ales cu mare dărnicie și bucurie ne împărtășește din viața excelenței sale înalt preasfințitul Ioan Robu. Vă mulțumesc că ați acceptat să rămâneți alături de noi pentru încă o ediție a acestei emisiuni. Cu plăcere, cu plăcere. Înalt preasfințite, am vorbit în ediția precedentă despre acele boacăne ale seminariștilor pe care i-ați avut, nu ca în îndrumare, în anii în care ați fost ca rector, dar trebuie să le spunem telespectatorilor că și seminaristul Ioan Robu, atunci când era, a făcut totuși o boacănă la seminar, nu-i așa? Alo, pompierii? Da, Da. Nu mai știu exact anul, oricum eram în anii terminali, să spunem, ai seminarului și mergând la capelă, ca să vedeți cu câtă evlavie urcam spre capelă, am văzut telefonul și m-am gândit să fac o glumă pe care o auzisem eu de la alții, că e posibil, și am mers la telefon și l-am ridicat și am spus, alo, pompierii, da, aici, vă rog, veniți că arde coșul. Și am închis telefonul. Și v-ați dus la rugăciune, nu? Și am mers la capelă. M-am rugat în toată liniștea cât se poate, dar când am coborât jos, am găsit pe părintele Peterca vorbind la telefon și spunând, nu arde, domnule, nimica la noi, nu arde nimica. Și iarăși, vă mai spun încă o dată, nu arde nimica. Nu, cred că a fost o greșeală. Și m-am oprit lângă el, a terminat de vorbit. Și i-am spus, zic, cu cine ai vorbit? Păi, pompierii, nu știu cine a sunat de aici, că spune că arde aici ceva, dar nu arde nimic. Păi, într-adevăr, nu arde nimic, dar eu am sunat. Măi, ce ai făcut, mă? Practic, erați colegi, nu? Da, era un soi de elev de serviciu sau ce era? Fiind la telefon de a vorbi cu pompierii? Nu, el veni, cât am urcat eu încă, că eram printre, pe la jumătatea rândului de urcat, și el era mai la urmă, pentru că se făcea, noi eram 100, nu? Până urcai pe trepte, el era mai la urmă. Ei au sunat deja în spate. Așa. Și eu am auzit că a sunat telefonul, dar n-am văzut cine merge ca să răspundă. Și el a mers, cât a durat adorația sus, noi, că noi, se făcea adorote devote, nu? Rugăciunea și se cobora după aceea. Tot timpul el a vorbit să-i lămurească pe ăștia de la pompieri că nu arde nimica și mi-a spus, uite, a spus, zice, să fim mulțumiți că nu ne costă nimic, dar altfel trebuia să plătim oamenii, timpul, mașina, deplasarea, tot. Benzina și apa. Și când am auzit, zic, hai de mine, zic, ce era să fac? Și a fost singura boacănă, poantă pe care ați făcut-o. Asta ar fi fost, să spunem, posibil ca să mă dea afară din seminar. Posibil. Și să nu mai stau eu astăzi de vorbă cu un alt preasfințitul Ioan Robu, nu? Ca să am o liniște, totuși, că nu știam, m-ar fi dat afară sau nu, dar am întrebat și eu târziu, eu eram deja episcop când am... Sau încă nu, eram la seminar profesor. L-am întrebat pe părintele Bishop Anton, Dumnezeu să-l ierte, prefectul nostru de atunci, i-am povestit ce am făcut și l-am întrebat, părinte, dacă ați fi aflat ce am făcut atunci, mă dădeați afară din seminar? Și el îmi răspunde, nu puiule, cred că afară nu ți dădeam, dar o săpuneală bună tot primeai. Da, o săpuneală, dar cred că m-ar fi dat afară. Așa sunt eu convins, dar dacă mi-a spus așa, prefer să-l cred pe el, că nu m-ar fi. E varianta cea mai bună. Cea mai bună și o iau pe asta. În perioada în care erați student, nu? Erați seminarist, figura cărui profesor v-a fost cel mai aproape de suflet și l-ați simțit că este cel care poate găsește metodele cele mai potrivite de a vă îndruma pe această cale. Era părintele Rafael Friedrich. El era un preot de origine germană, dar crescut la București, de fapt, în seminar. Și a fost multă vreme, a lucrat împreună cu monseniorul Durcovici, Anton Durcovici. Și era profesor de filozofie și de limbă germană. Eu l-am avut și de spiritual. Și atunci, pentru mine, era cel mai apropiat.
mergeam la el bine pentru direcție spirituală, dar mergeam și pentru ca să învățăm limba germană, că ni se cerea la Arhidieceza de București să știm ceva germană, măcar să putem spovedi lumea. Și atunci luam niște lecții săptămânale cu colegii care erau tot pentru București de limbă germană. Dar pe el l-am simțit, cred că cel mai apropiat, așa sufletește. Apoi un alt profesor pe care am admirat mult, părintele Bachmeier, Gaspar Bachmeier, care am spus mai înainte că la Săboane am avut câțiva profesori care îți turnau lecția în cap. Acesta era la fel, era la drept și exegeză și la fel era foarte bun, am ținut foarte mult la el. Pe el îl așteptam cu plăcere totdeauna să vină la lecții. Cine sunt profesorii care au ajuns și s-au bucurat să vă vadă sfințit, consacrat episcop la Roma în 1984? Dar trebuie să vă spun că nu mi-a spus niciunul în patru ochi să vină la mine să-mi spună: mă bucur că tu ești episcop. Am văzut că s-au bucurat, n-au protestat. Dar ca să vină fiecare să spună, nu, fiecare cum așa cum a fost. Și asta îmi dă o satisfacție deosebită. Când prima dată acum mă gândesc, băi, a fost vă unul, nu cred că n-a fost niciunul să spună cum se... Dar și la preoți, să vină să spună că se bucură, poate am mai spus câte unii, dar așa să vină să... Nu. Știu că a fost un eveniment care era în favoarea bisericii. Mai ales în acele timpuri, clar. Da, și a fost perceput ca atare, cred eu, de marea majoritate a preoților, că era pentru binele bisericii, nu pentru binele meu. Dimpotrivă, nu știu dacă era chiar extraordinar binele meu, dar a fost perceput, repet, ca binele bisericii și de aceea cred că s-au bucurat și preoți din Arhidieceză și cei din Moldova, pe care îi cunoșteam de altfel pe toți. Cu atât mai mult cu cât ați și studiat în Moldova, ați și copilărit în Moldova. Am stat cu mulți în seminar, la un moment dat îi știam pe toți preoții, acum nu-i mai știu, că na, sunt preoți mulți, preoți noi, dar atunci îi știam pe toți și așa, cred că s-au bucurat cu toți, dar la bază era această conștiință că era spre binele bisericii, indiferent că eram arhidieceză de ea, de București sau de Iași. Dincolo de ceea ce s-a văzut de la acea consacrare din 1984 la Roma, ceea ce au știut toți, nu? Iată această mare bucurie a Bisericii Catolice, cu siguranță e o frântură de imagine personală, de trăire personală, pe care poate n-ați împărtășit-o deseori, care vă amintește de acel moment. Ce ați simțit în acele clipe, în al preasfințite, știind, iată, sunt aici la Roma, sunt în această grandoare, în acest spațiu unde Biserica Catolică este recunoscută, acceptată, majoritară. Sunt aici sfințit episcop, dar după mă duc în România mea, România cea comunistă, pentru că așa erau timpurile atunci. Ce ați simțit la Roma în 1984? Da, acum trebuie să spun că n-am avut numai decât o stare extraordinară sufletească. Din ce motive? Întâi, cum spuneați, că știam de unde am plecat, încotro m-am dus și că mă întorc tot aici. Era la mijloc, da, consacrarea episcopală, de care cred că mi-am dat seama cât de cât la zilele de exerciții pe care le-am făcut înainte de evenimentul acesta. Și am intrat ca unul care și visează și treaz în tot ce a însemnat și ceremonia și tot, decât gândul era pus în Dumnezeu că e treaba lui, că va avea grijă. Că încolo altceva ce să te gândești decât să pui totul în seama Domnului, în grija lui. Că altceva n-aveam de făcut. Nici să-mi fac planuri, ce să fac mare lucru, sau nu. O să vedem cum o să fie. Dar aveți speranța că pentru România lucrurile se vor schimba în curând? În ceea ce privește, evident, manifestarea credinței, Biserica Catolică pe care o conduceați. Nu, deci trebuie să facem o distinție clară pe care am făcut-o întotdeauna.
o realitate era biserica noastră, o biserică vie, așa am simțit-o și în Moldova și la București, deși condiții diferite, dar am simțit-o ca o biserică vie. Eu mă consideram parte din această biserică vie, indiferent de ce era regimul politic, care erau condițiile de viață ale bisericii în general și pentru fiecare preot în parte. Eu am văzut biserica totdeauna ca una vie, ca o biserică vie, în care am fost chemat, pentru care m-am consacrat vieții preoțești. În rest, nu prea m-a interesat lucrurile, ce se întâmplă în afară. Sigur că am fost atent la tot ce putea să se întâmple și nu în afară, sau din cauza mea, sau cu ajutorul meu, sau eram foarte atent la asta. Aș spune că am fost prudent, dar fără să mă laud prea mult numai decât. Dar baza, să spunem, mare pe care se așeza tot ce gândeam era realitatea asta a unei biserici vii. Oricum ar fi fost statul, ce era, că eram persecutat sau nu eram, nu nimica. Eram o biserică vie. Și asta era pentru mine partea cea mai importantă. De asta și la Roma, când m-am dus acolo, știam bine, am mers, a fost consacrarea, sigur bucurie, împreună cu alții care au participat acolo, dar știam încotro mă întorc, dar știam că mă întorc la o realitate vie, a noastră. Și asta n-am uitat-o niciodată, oriunde am umblat, oricât am cunoscut alte biserici locale, eu am rămas totdeauna legat de această convingere că, slavă Domnului, am avut și avem o biserică vie încă. Și asta pentru mine a fost o încurajare și un factor de, să spunem, de stabilitate interioară. Fără să mă sperii, nici să mă entuziasmez prea tare, nici să țip de bucurie, dar nici de durere. Așa încât am mers făcând lucrurile așa cum erau posibile să le faci, dar ne uitând niciodată realitatea frumoasă a bisericii noastre. Eu spun frumoasă încă, sperăm încă ăsta să dureze. Să fie veșnic. Și nu cred că s-a văzut vreodată mai bine cât de vie și cât de prezentă și implicată este Biserica Romano-Catolică, nu? Dacă nu la vizitele celor doi papi pe care ați avut bucuria să le gestionați, în 1999 Papa Ioan Paul al II-lea și iată mai târziu Papa Francisc în 2019. Că n-am avut noroc să-l invităm, să-l avem și pe Papa Benedict, pe care l-am invitat de altfel. Sunt convinsă că ați făcut. Când am fost în vizita ad limina la Roma, dar așa au fost împrejurările că răspunsul a fost că deocamdată respectiv așa a fost. Raportându-ne la 1999, știm bine, anii în care încă încercam să gustăm libertatea, să înțelegem ce-i cu ea și ce se întâmplă, nu? Am avut bucuria să avem această vizită, care în mare parte știu că vi se datorează. Cum a fost să reușiți acest lucru și să-l aduceți în România, să faceți ca această vizită să fie acceptată atât de Vatican cât și de România, de statul român? Eu cred că n-am avut niciun merit pentru această vizită, decât eu spun totdeauna, îl pomenesc pe primul ministru de atunci, care la o recepție, nu mai știu exact unde era, dar la o recepție mi-a spus când în februarie, zice, în mai va veni papa la noi. Și a trecut mai departe. Nu l-am crezut. Nu știați nimic despre asta până să vă zic această vorbă? Nu știam că exista posibilitatea noastră episcopilor toți, spusesem și verbal Sfântului Părinte că l-așteptăm să vină, dar nimic oficial și din partea statului. Dar primul ministru, Radu Vasile, că așa îl chema, mi-a spus să vedeți că asta. Eu nu l-am crezut. La o recepție ulterioară, când ne-am mai întâlnit, l-am întrebat, zic,
ce spuneți? Să știți că așa va fi. Nici nu, gata, și, da, nici n-am discutat mult cu el. El a fost omul care, să spunem, a mișcat lucrurile, efectiv. Ce se făcea? Fără vizita, de exemplu, fără invitația Bisericii Ortodoxe. El a fost unul care, în dialog cu patriarhul de atunci, Teoctist, a ajuns la concluzia că totuși Sfântul Sinod trebuie să facă o invitație. Și a făcut-o. Dar cred că el a avut un merit pentru un dialogul ăsta care l-a avut cu patriarhul de atunci, Teoctist, și după aceea cu noi catolicii eram de acord ca să vină, iar autoritățile statului, că el era prim-ministru, noi, dimpotrivă, se bucurau și ei să vină papa. Așa încât venirea papei de atunci, eu văd totdeauna, sunt convins de lucrul ăsta, prin activitatea, așa cum a fost a primului ministru de atunci, Radu Vasile. Sigur că au conducrat și alte, că și noi, deci și biserica s-a pregătit, biserica catolică și ortodoxă și statul, toți ne-am pregătit să fie o vizită frumoasă. Și într-adevăr așa a fost, pentru că la Parcul Izvor, unde ne-am adunat cu toții pentru liturghia noastră catolică, acolo a văzut și Papa Ioan Paul al II-lea, a simțit această vitalitate a bisericii, deși erau mulți ortodoxi acolo de față. A simțit că e ceva și de câte ori ne-am întâlnit după aceea pe Papa Ioan Paul al II-lea, de fiecare dată spunea, nu uit vizita la București, care mi-a plăcut, care m-a încântat, care diferite feluri de a spune că da, asta era și pentru noi, care până a venit papa eram nemulțumiți toți. Eu nu, cu excepția mea. Eu știam, sunt la București, papa va veni la București, deci eu nu trebuie să mă zbat prea tare pentru ca să vină la noi. Dar ceilalți din Transilvania erau greco-catolicii, erau episcopii maghiari, care voiau și ei papa să meargă acolo, în Transilvania. Moldova, la Moldova. Și eu aș fi voi, la fel, dar zic, noi eram nemulțumiți în sensul că știam, dom'le, aia sunt nemulțumiți. Ceilalți de la Iași, la fel, nici ei nu erau mulțumiți. Cum puteam să fiu și eu mulțumit în situația? Nu eram mulțumiți. Dar, până la urmă, vizita papei și modul în care s-a desfășurat această vizită la București, cred că ne-a liniștit pe toți, adică ne-a mulțumit pe toți, așa cum a fost, fără să fi mers papa peste tot, totuși a făcut simțită prezența lui într-un fel în care nu știu dacă ar fi adus un plus dacă mergea și în alte părți. Poate da, local era altceva. Îmi amintesc în al preasfințită de acea vizită, am fost și eu în Parcul Izvor atunci, deși copil fiind, și nu mi-amintesc discursul excelenței voastre de atunci, dar l-am găsit. Și e un fragment care îmi place foarte mult. I-a zis Papa Ioan Paul al II-lea, bun venit în România, pământ de har și de păcat, pământ de victorii și de căderi, pământ ca oricare altul, dar pentru noi pământ sfânt. Foarte frumos și cuprinzător. Am sentimentul că ați cuprins cumva istoria noastră a românilor în doar câteva fraze. Acesta este, de fapt, secretul, să iubim România, să știm că e pământ sfânt. Da, da. Eu acolo, da, spun, am pus mult, am stat o vreme ca să compun asta, că trebuia să-i spui papei ceva. Dar nu numai ceva, în cuvinte puține, să-i spui mult. Și da, trebuie să spunem asta, da, e un pământ sfânt. Cum facem să fim conștienți în alt preasfințite? Pentru că noi de multe ori îl hulim. Da, asta e realitatea. Asta e condiția noastră de oameni, că suntem cu capul mai departe de pământul pe care îl călcăm în fiecare zi și atunci îl uităm sfințenia lui, că ne ține pe el. Dar mă întorc la vizita papei de atunci și la o poveste, că am mai spus-o asta, că mi-a povestit-o careva care era cam la marginea adunării și a auzit când a strigat unitate, unitate.
Și unul trecea pe acolo cu o paporniță la dânsul și a auzit și el unitate și striga libertate, libertate. Nu înțeles el prea bine. Dar era un suflu. Deci papa, prezența lui a fost extraordinară atunci la București. Și eu m-am bucurat până în ultima clipă și apoi după, adică am avut o satisfacție. Și acum când mă gândesc, parcă revin, a fost o trăire deosebită. Și papa a fost efectiv în mare formă atunci. Și când a plecat, deși el avea problema lui, că de-abia când se uita la tine era greu să uite în sus. Și știu că a glumit atunci când mergeam la aeroport, că a spus, m-a întrebat pe mine, știi de ce e lumea asta? Că era multă lume pe stânga și dreapta, pe bulevard, multă lume. Și am spus, zic, păi, sunt aici ca să vă salute. Nu. Și după aia l-a întrebat pe patriarhul Teoctist, dar dumneavoastră, ce credeți, de ce e așa multă lume? Și el a spus, zice, știți, când ziua e liberă, oamenii sunt liberi, se plimbă, ies la plimbare, ce nu. Ce vă spun eu, e așa bucuroasă lumea aici pentru că papa pleacă. Era cu simțul umorului. Era, efectiv, dar se vedea că era în formă, în mare formă, chiar a spune. Ați spus că n-ați avut niciun merit, dar acum spunându-mi că erați în această formulă, nu? Papa, înalt preasfințitul Robu și preafericitul Teoctist, iată și relația aceasta cu Biserica Ortodoxă Română pe care ați știut să o păstrați, să o îmbunătățiți constant, cred că a contribuit semnificativ la această vizită. Sigur, pentru că suntem într-o țară majoritar ortodoxă. Da. De altfel, dacă relațiile dintre biserici n-ar fi fost așa cum le-ați gestionat, n-am fi avut parte de această vizită. Nu, a fost un har efectiv și din partea lui Dumnezeu pentru noi catolici și pentru ortodoxi. Și faptul că Patriarhul Teoctist a fost o persoană extraordinară, cu o inimă deschisă, prietenoasă, tot moldovean de-a nostru. Tot dedicat și tot iubitor de oameni până la urmă. Că de fapt, așa este, în îndeplinirea acestei misiuni, iată, de preot, de episcop, de arhiepiscop, ați fi reușit în alt preasfințită dacă n-ați fi iubit de fapt omul? Nu cred. Nu. E, pe asta pleacă de la prima poruncă a Domnului și ultima, nu? Să-L iubești pe Domnul și pe aproapele. Mă gândesc, privindu-vă acum, ați declarat într-un interviu că sunteți omul care poate din copilărie își amintește mai mult icoana cu ghilimele de rigoare a lui Stalin decât țărbările de grădiniță, pentru că așa erau timpurile. Da, așa era. Și acum o văd pe o doamnă care de fapt era bocitoarea satului, aia plângea pe toți morții satului, că îl plângea pe Stalin în clasă, noi eram toți elevi acolo, nu spunea nimeni nimica, nici învățătoarea, nici... Și ea plângea acolo, ce să ții minte, dar erau alte timpuri. Ați trăit atât de timpuri atât de diferite, de la acea bocitoare, nu? Apoi tânăr student la seminar, un copil trimis... Nu trimis, care a ales de fapt, că nu v-a trimis nimeni. Ați ales efectiv să plecați din căldura căminului părintesc și să vă duceți să vă faceți viața. Ați trăit în regimul comunist, ați fost ales episcop în niște timpuri, nu foarte ușoare, știm bine, dar iată apoi ați avut marea bucurie de a-l întâlni pe Papa Ioan Paul al II-lea în România, nu a-l întâlni, a-l aduce chiar, pentru că mențin ideea că ați contribuit decisiv la acest lucru și mai apoi și Papa Francisc. Ați trăit cumva prin toate etapele acestea care au definit și definesc evoluția Bisericii Catolice. În același timp, nu pot să nu vă întreb ce era bine totuși înainte de 89 în ceea ce privește biserica noastră și poate modul nostru de a fi de creștini și ce nu mai e acum. Atunci era cu siguranță și ceva ce trăiam altfel și acum am mai pierdut pe drum. Da. Oricum, până în 89, dacă e să ne gândim ca la un hotar la anul acesta, până în 89, noi, în diecezele noastre, dar în țară, pot spune, pentru toată Biserica Catolică, eram izolați. Dar nu eram morți, eram vii. Eram vii. Nu eram morți. Eram efectiv comunități dinamice și...
păstrătoare ale tradiției catolice în toate sensurile. Dacă trec dincoace, acum își fac pasul după 89, începe o altă epocă, un alt timp pentru biserică. În ce sens? E un timp de suprafață, de superficialitate, în care uităm prea des esențialul, chiar în comunitățile noastre. Parohiile au pierdut mult din dinamismul lor, pe care l-au păstrat bine înainte, în perioada de persecuție, l-au păstrat bine. După aceea nu. Sunt multe motive, nu putem face o analiză amănunțită, dar aș aminti plecarea multora din țară, plecarea multora din familie în țară, în alte părți. Adoptarea unui stil din acesta pe care l-am cunoscut tot mai bine, nu eu, noi, dar credincioșii, altor catolici din alte părți, care încep să vadă altfel lucrurile, altfel să considere sacramentele, altfel să considere mersul la biserică, altfel să vadă importanța vieții și a vieții în familie, altfel să vadă valoarea familiei și așa mai departe. Ori toate acestea ne-au dus la o superficialitate deplorabilă, dar nu generală, nici care nu-i generalizată. Însă e o diferență. 89 e un an care ne-a lăsat, să spunem, urme neplăcute. Simțind aceste schimbări, undeva prin 2017 ați declarat într-un interviu: cred în posibilitatea lumii europene de a se redresa și din punct de vedere spiritual. Pentru că știm bine, în acea perioadă și în aceste perioade se vorbește foarte mult despre crizele economice, crizele legate de cele materiale. Dar clar, avem și trăim și o criză spirituală. O criză în care omul nu se mai regăsește, o criză în care omul este permanent nemulțumit de absolut tot ceea ce are sau nu are. Cum facem, înalt preasfințite, să fim, de fapt, fericiți? Că Dumnezeu ne-a creat să fim fericiți. Nu? Înainte să vă spun asta, că e o provocare asta cu o definiție a fericirii, dar vă spun o întâmplare. Odată m-am plâns unui profesor de la Academia Alfonsiană de la Roma, exact asupra aspectului ăstuia, deci după 89, încoace, cum merg lucrurile, și el mi-a spus, zice, ia să fim noi mai liniștiți. În ce sens? Zice, după Conciliul Tridentin, biserica în Europa era în așa situație că parcă spuneai că mâine, poimâine dispare. Nu mai erau vocații la preoție, la viața călugărească, era parcă moartă biserica. Și încet, încet își revine, se ridică multe personalități în diferite locuri ale bisericii, treptat, fără să-ți dai seama cum, deodată, la un secol, două distanță, vezi, s-au schimbat fețele mănăstirilor, ale bisericilor, în toată Europa. De unde vine? A venit de la Dumnezeu. Cum s-a făcut asta? Când toți credeau că nu-i nimic de făcut, uite, deodată o schimbare. De asta am spus. Există totdeauna această posibilitate a revenirii, dar trebuie să ai încredere că Dumnezeu lucrează mai bine decât noi și vede mai bine decât vedem noi. Iar esența, sau spunem, o definiție a fericirii, nu știu să spun alta, decât mă întorc chiar la Evangheliile care le-am citit zilele astea cu fericirile. Fericirea acolo stă, în spiritul simplu, în spiritul legat de Dumnezeu, în privirile care știu să se ridice de la pământ spre Dumnezeu. Și să înțelegem cu toții ce spune câteodată și cântăm la psalm: Domnul este lumina și mântuirea mea. Ei, nu trebuie să uităm niciodată asta. Dacă știm asta și punem mult în suflet
acest lucru și îl regăsim mereu, vom ști să fim fericiți. Vorbiți cu optimism și speranță și mă bucur să aud acest lucru de la un înalt prelat, care, deși vede probabil că de multe ori în rândul credincioșilor biserica nu mai are rolul pe care l-a avut cândva, vorbim evident de anumite părți, anumite persoane, sperați totuși că nu se schimbă lucrurile radical și rămânem și ne întoarcem la calea cea dreaptă. Vreau să facem un pic trimitere către deviza excelenței voastre, deviza episcopală, și adevărul vă va face liberi. Este Hristos înalt preasfințite, de fapt, adevărul nostru în toate? El, păi da, nu e referință la altceva, la alt adevăr, la adevăr matematic, fizic, sau nu. E vorba de El. El ne eliberează, El este eliberatorul. Hristos. Câteodată am explicat asta, unora întrebează ce asta. Zic, nu, e vorba de Hristos. El ne face liber, nu altcineva. Și asta e o parte care, să spunem, poate să țină grămadă și familia, și poporul, și toată lumea. Dar trebuie să păstrăm în noi această conștiință. Și pentru că am zis că aveți speranță și optimism, vă rog să ne spuneți și aici, cum facem atunci când noi, cei poate, nu știu, tatăl, mama, copilul, preotul, călugărița, atunci când ne pierdem speranța și optimismul, cum să facem și unde să le găsim? Când pierdem speranța și optimismul, trebuie să știm în primul rând că suntem foarte aproape de speranță și de optimism. Eu țin minte, am cunoscut bine pe despre care am și scris, Julian Green, scriitorul, undeva într-un jurnal de-a lui, spune că s-a întâlnit cu cineva și i-a spus, uite, îi spunea scriitorului, m-am îndepărtat de credință, nu mai merg la biserică, nu mă mai spovedesc, nu mai... Și el zice, știți ce i-am spus? Fii atent! Ești foarte aproape de convertire. Și asta pentru că realiza de fapt, nu? Ceea ce faci. Da. Realiza și a recunoaște. Trebuie, numai un pas trebuie. Că e un pas așa de mic, e dincolo, e lângă tine, numai trebuie să faci pasul respectiv. În 2019, în Alt Preasfințite, ați avut bucuria de a împlini vârsta, nu? Vârsta oficială, vârsta canonică, cum se spune, de 75 de ani, vârsta la care, așa cum normele bisericii prevăd, v-ați retras. Cum arată acum o zi din viața înalt preasfințitului Ioan Orog? E foarte simplu, cam cum e ziua dumneavoastră, e cam la fel și a mea, cine știe. Mă scol de dimineață și fac o rugăciune, că asta a mea, nu a mea particulară cu asta. Deja m-ați responsabilizat când ați zis, deci trebuie în fiecare dimineață acum să fiu. Ați zis că e la fel, deci trebuie să păstrez asta, rugăciunea să nu lipsească. Asta e, nu, cât de simplu oricum e. Dar după aceea am o oră că trebuie să fac niște sport din cauza COVID-ului pe care l-am avut. Trebuie să fac niște exerciții. Sport de ce fel? Că fotbal, cum ați visat să jucați, știu că nu mai visați. Exerciții de respirație și sport pentru coloană, nu. Cam o oră, aproape o oră dimineața. După aceea, la ora 9, am laudele în capela mea, care spune catedrala mea de acum. După aceea, merg la micul dejun, am un timp de lectură sau de odihnă sau de plimbare, depinde cum e vremea. La 11:30, în fiecare zi, am liturghia. După liturghie, mai am un timp liber tot de lectură sau și lectură și plimbare, la ora 1 e masa, după masă mai am încă circa jumătate de oră, trei sferturi de oră de lectură, până mă apucă somnul, până simt eu că ar fi bine de odihnă, sau nu, și atunci rămân în continuare la lectură până la 4:30, la 4:30 am vesperile în capelă. După vespere, cobor sau merg la birou, am o bibliotecă
și acolo îmi scriu ceva sau citesc. După aceea, la ora 7 și un sfert, am masa de seară și celelalte care mai am rugăciuni în afară, dar asta le fac cu sora care e cu mine acolo, care mă ajută, facem în capelă, ca un program de mănăstire, nu? Cu tipurile. Dar eu sunt foarte liber în sensul că așteptam timpul ăsta. Îl așteptam. Și îl meritați, clar. După... Îl așteptam și îl trăiesc ca atare. Am o grădină mare, frumoasă, care iarna se odihnește, dar în primăvară încep lucrări, de că e o parte olivadă, o parte de efectiv de construcție, dar cea mai mare parte e de livadă și agricultură. Și acolo... Ați zis, în programul unei zile, a zis de atât de multe ori de studiu, de cărți și nu pot să nu-mi amintesc că în copilărie a studiat mai mult la lumina lumânării. Cât de mult se schimbă viața omului, nu? Da, da, da. Pe parcursul anilor. Câte lumânări am consumat eu? Deși v-a zis mama să nu mai folosiți chibritul niciodată, era, nu-i așa? Da, nu, țineam lumânarea. Dar erau, așa erau condițiile, nu puteai. Și mai era încă o chestie, că era gazul, nu? Era lampa cu gaz. Deci pe aia nu puteai să o lași toată noaptea, că îți făcea fum în cameră. Aia lumânarea era altfel. Dacă stăteam aproape de fereastră, aia mergea între deschisă fereastră. Alte timpuri. Acum, Doamne ferește, când se pierzi, să nu mai ai lumină, să nu-ți meargă telefonul, să nu meargă de asta. Dar ați reușit cu demnitate și cu putere să faceți față tuturor acestor timpuri și să treceți cu fruntea sus prin ele și e mare lucru. Am putut să trec așa cum a fost, mai bine, mai puțin bine, cum nu. Eu îi mulțumesc Domnului pentru că am putut să răspund la ceea ce cred că m-a chemat să fiu și în rest nu mă interesează nimic. Absolut. Aveți dorințe, aveți propuneri pentru următoarea perioadă a vieții excelenței voastre? E ceva ce vă doriți în momentul acesta? Nu doresc absolut nimic ca să spun că merg într-o... Nu, eu merg de la o zi la alta în continuare, citesc, mai scriu câte ceva și atât. Nu, mă mai rog, sigur că asta face parte din... Dar nu am niciun plan absolut. Înainte de pandemia asta, aveam de gând să merg, uite, o mare parte din timpul pensionării mele, voi face plimbări. Mă pregătisem pentru Elveția. Am și cartea, trebuie să o dau înapoi cuiva. Toată, mai țineți-o, cine știe. Traseie din Elveția. Nu am renunțat. Am spus, da, să fie, dacă o fie vreodată, dar nu așa cum o planificam. Cu plimbări. Acum nu am asta. Mă gândesc mai degrabă să mă mai plimb prin țară, poate aici colea prin străinătate, dar nu am. Chiar mă simt foarte bine acasă. E un loc de altfel pe care l-am pregătit destul îndelung și am loc unde să mă plimb. E o grădină mare în care încerc, fac aproape 3 km pe zi dus întors toată grădina și mă simt bine acolo unde sunt și cred că Dumnezeu va avea grijă în continuare, cum a avut grijă până acum cu mine, va fi la fel. Dacă e să vorbim despre nostalgii sau doruri, înalt preasfințitului Ioan Robu, îi este dor acum să retrăiască un anumit moment din viața sa? Nu. Chiar nu m-am gândit niciodată la asta. Absolut nu. Câteodată eu îmi notez acum, mai scriu câte ceva din amintirile mele și descriind așa, câteodată mă opresc și încep parcă să retrăiesc momente pe care le-am trăit cândva și da, parcă mă întorc, dar nu numai decât cu nostalgie, nu cu nostalgie. Le retrăiesc în alt fel acum, în amintire, nu? Cu siguranță în întreaga activitate a excelenței voastre ați întâlnit
o sumedenie, milioane de oameni care v-au apreciat, poate unii v-au și criticat că viața e făcută din de toate. Astăzi, cu siguranță, știți cum e, dacă nu te critică nimeni, înseamnă că lumea nu e sinceră lângă tine, nu există om necriticat. Astăzi vă rog să le spuneți un mesaj tuturor celor care au avut fericita ocazie în această viață de a interacționa cu excelența voastră. Nu știu câți din ei vor auzi ce spun eu acum. Mulți, ne urmăresc mulți. Însă a fost totdeauna o bucurie să întâlnesc pe fiecare, să schimb un cuvânt și să sper, cum mai și le spuneam, sper să ne mai vedem. Eu spun acum, sper să ne mai vedem și să ne mai auzim și Dumnezeu să-i binecuvânteze. Excelența voastră, așa cum inelul pe care îl purtați, inelul episcopal, are peste 150 de ani și poartă cu el o istorie vie a bisericii, a predecesorilor excelenței voastre, așa cum povestea vieții dumneavoastră este atât de vie și atât de plină cu de toate, la fel vă doresc ca tot binele pe care l-ați făcut să vi se întoarcă, să fiți liniștit și să vă bucurați mereu să revedeți oameni care sunt încântați să vă revadă și își amintesc cu siguranță cât de multe sacrificii și bucurii ați făcut bisericii noastre catolice. Vă mulțumesc pentru aceste interviuri, vă doresc putere, răbdare și să vă păstrați acest chip senin mereu. Mulțumesc, așa să fie, să dea Domnul. Mulțumesc frumos. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați rămas alături de mine, sunt Nicoleta Timaru, rămâneți cu Angelus TV și RCS FM. Vă pregătim noi surprize. Interviul săptămânii la RCS FM.